Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Începând de astăzi, 31 octombrie 2016, cadrele sanitare din Spitalele României se află în grevă generală. Bineînțeles, aici ne referim la membrii din sindicatul Sanitas. O altă problemă despre care vom discuta în această seară este, bineînțeles, și problema referitoare la sistemul cadrelor de sănătate. Pentru toate acestea, l-am invitat în platoul nostru pe domnul Călin Bumbuluț, vicepreședintele Colegiului Medicilor din România. Ne bucurăm că ați revenit în platoul nostru. Bună seara! Alături de noi se află, bineînțeles, și Mihaela Ghiță, jurnalist Informația Zilei. Mă bucur că ai revenit. Bine v-am găsit și eu. Da, înainte să începem discuția, vreau foarte mult, atât pe dumneavoastră, cât și pe noastră cei de acasă, să vă invit să urmărim un scurt material, să vedem cum anume s-a desfășurat această grevă generală astăzi în județul Satu Mare și care sunt revendicările acestor cadre sanitare, după care să revenim și să începem discuția în platoul nostru. Național al Federației Sanitas a declanșat grevă generală azi 31 octombrie. Așteptăm să avem un comunicat din partea Federației în urma negocierilor cu Ministerul Sănătății. Mulțumirile noastre sunt cele manifestate prin revendicările pe care le susținem. Nu este o lege echitabilă pentru toți angajații, având în vedere că fără personal test, activitatea spital nu poate să funcționeze. Decizia a fost luată după ce Sanitas a analizat impactul și rezultatele acțiunilor sindicale din ultima lună. Sperăm că se vor finaliza aceste negocieri cu succes și ne vor anunța să suspendăm greva generală. Aceste lucruri se datorează atitudinii cel puțin indiferente a guvernanților și, în același timp, creșterea nivelului de nemulțumire a celor neîndreptățiți, ca urmare a punerii în aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului 20 și 43 din anul acesta. Și județul Satu Mare s-a aliniat acestor acțiuni de protest. Aproximativ 1400 de cadre sanitare din Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, Spitalul Municipal Carei, Spitalul din Tășnat și alte unități spitalicești din județ au oprit activitatea încă de la primele ore ale dimineții. Prin aplicarea ordonanței s-au creat niște inechități salariale care trebuie corectate. Este o diferență prea mare de salariu între angajații din clinic și neclinic. La asistenții medicali care sunt cu studii superioare și post-liceare este iarăși o diferență mare de salariu pentru aceeași muncă, aceeași fișa postului, aceleași atribuții. Sindicaliștii cer introducerea personalului TESA, adică a 23.000 de angajați de la nivel național în corpul ordonanței 20 privind salarizarea. De aceeași ordonanță cer să se țină cont și în cazul a 1.500 de salariați din creșe și grădinițe. De asemenea, aceștia solicită ca plata sporurilor să se facă la nivelul anului 2016 și medicii, cât și asistentele din asistență socială să fie plătiți pe grila spitalelor neclinice. Greva generală se va desfășura pe o perioadă încă nedeterminată. Cu toate acestea, 30% dintre angajați se vor ocupa de serviciile medicale, iar urgențele vor fi prioritare. Federația Sanitas își cere scuze față de toți pacienții care, într-un fel sau altul, vor fi afectați de aceste acțiuni. În același timp, sindicaliștii fac un apel către toate partidele politice parlamentare să dea dovadă de maturitate și să-și asume repararea inechităților și nedreptăților generate de cele două ordonanțe de urgență cât mai repede cu putință. Da, într-adevăr este o situație în care nu ne doream să ajungem. Aici, în platoul Informația TV, am discutat de nenumărate ori cu liderii Federației Sanitas din județul Satu Mare. Nici ei nu-și doreau să ajungă aici, dar se pare că problemele nu s-au rezolvat. Acum, domnule Bumbuluț, mi-ar plăcea foarte mult, în calitate de medic, în calitate de cunoscător al problemelor din sistemul de sănătate din România, să ne spuneți care este, cum proiezi dumneavoastră această situație, cum o catalogați? Nu e nici prima și nici ultima. Este evident. În acest an au mai fost evenimente de acest tip. De data aceasta le-a organizat doar Sanitasul, dar vă readuc aminte că au mai fost acțiuni de tipul banderolelor purtate, deci a grevei japoneze. Acum s-a materializat în final printr-o grevă de proporții, se pare, în rândul personalului medical secundar, deci a asistentelor în primul rând și al medicilor care sunt membri ai Sanitasului. Nu sunt foarte mulți, dar există, desigur, membri ai acestui sindicat. Este dreptul lor, iar Colegiul Medicilor, după cum știți, prin lege nu poate să aibă acțiuni sindicale sau de tip patronal,
dar, bineînțeles, colegii noștri, medici, membrii ai colegiului, vor fi susținuți din punct de vedere moral, să spunem, suntem alături de orice revendicare care poate să amelioreze situația lor și financiară și nu numai în cadrul sistemului sanitar. Parcă în sănătate acum mai mult se obțin anumite drepturi doar cu proteste. Înainte de alegeri. Și acum trei ani a fost Coaliția pentru Sănătate. Așa dacă este. Ne-a mai reamintit și Facebook-ul, că ne mai reamintește... Atât, dacă altceva se pare că e mai greu, politicienii uită cu totul. Da, atunci a fost mobilizat întreg sistemul și medici și asistenți. Au fost atunci 10.000 de oameni în stradă, în București. Dumneavoastră, iarăși anul acesta, cu banderolele albastre. De prin februarie, aprilie, am tot protestat. De-aia spuneam că nu va fi nici prima și nici ultima dată când vom vedea astfel de acțiuni. Acum vor fi probabil mai vizibile, pentru că înainte de alegeri nimeni nu-și dorește probabil tulburarea apelor, dar se va întâmpla. Că nu vor fi satisfăcute o parte din revendicări măcar, dar ele sunt mai de substanță și mai de profunzime. Știți, adică știți, sunt convins și știe, nu mai spun de cei care lucrează direct în sistem, dar știe tot poporul. Din ultimele date statistice pe care eu le-am văzut, acum vorbesc în nume personal pentru că n-am procesat aceste date, organizația noastră are totuși alte atribuții, am văzut că în 2014, de exemplu, venitul mediu pe sistemul sanitar era de 1600 și ceva de lei. Aici se iau și cadrele medicale, și cadrele medii, și infirmierele, și portarii, și șoferii, și așa mai departe. Tot cea, personalul TESA, toți cei care lucrează în sistemul sanitar. Ori, dacă ne uităm pe același anuar al statistic, al Institutului Național de Statistică, în primele 15 meserii plătite în România, pe primele locuri, niciuna nu este din domeniul medical. Pe când în Statele Unite, din primele 15, 13 sunt în domeniul medical. Deci este evidentă discrepanța și este dată de modul în care societatea românească înțelege să-și recompenseze o parte din profesioniști. Vorbim acum de sectorul sanitar. Dacă am socotit la produsul intern brut pe cap de locuitor, România este pe ultimul loc, cred că, din lume. N-am avut curiozitatea să mă uit în lume, dar am avut curiozitatea să mă uit în Europa și suntem pe ultimul loc la ceea ce privește acest raport. Deci dacă am împărțit salariul unui medic la produs intern brut pe cap de locuitor pe an, ar fi 1 aproximativ raportul. Dacă mergem în Olanda, este aproape 9. Deci de 9 ori mai mult este plătit. E adevărat, nu față de România, ci de 9 ori mai mult decât produsul intern brut al Olandei, indiferent cât ar fi acesta. Am avut această discuție cu economist, cu care este în cadrul Ministerului Sănătății încă, și n-a înțeles. Mi s-a părut ciudat. Faptul că aici nu vorbim despre sume absolute, ci vorbim de proporții. Cum este salarizat un medic, un asistent în Uniunea Europeană față de România, fără a ține cont, bineînțeles, de care este nivelul real al veniturilor în România. Nu aceasta contează. Poți în România, desigur, să ai un salariu mediu de 10 ori mai mic decât în Franța, dar este inadmisibil ca un medic să fie plătit de 4 ori proporțional mai puțin decât în Franța. La același, să zicem, la același raport, deci produs intern brut pe cap de locuitor. Poate ceva mai complicat de înțeles, dar haide să privim altfel. De câte ori mai mare trebuie să fie salariul unui lucrător din domeniul sanitar față de salariul mediu pe economie? Aici nu este un secret că în România, în sectorul sanitar, este sub salariul mediu pe economie, nivelul mediu al salarizării în sectorul sanitar. Ori, în alte țări, el este de cel puțin 4 ori, 6 ori, până la 9 ori mai mare decât salariul minim, sau salariul mediu, salariul mediu, că de acesta vorbim, pe economie, că salariul minim, desigur, e altă discuție. Aceste lucruri ar fi trebuit să fie avute în vedere în aceste estimări, calcule privitoare la veniturile care să fie oferite persoanei sanitar. Desigur că fără să ai finanțare, pentru că suntem undeva la 4,2% din produsul intern brut pentru sănătate, este imposibil să discuți de creșterea salariilor. La 6% din PIB putem să discutăm de o creștere cu 200% care probabil ar satisface parțial necesitățile sistemului. La
lucruri paliative cu 25%, cu 10%, care sunt extraordinare că sunt date și nu sunt luate, nu este suficient. Și vom vedea în continuare mișcări de acest tip, pentru că la salarizare de mică... De curând era publicat pe site-ul Colegiului Medicilor din România faptul că de data asta Curtea Constituțională a dat câștig de cauză pentru acordarea acelor suplimente. Da, guvernul a procedat corect. Tot ajungem ba la Curtea Constituțională, pe unde ne ajungem ca să câștigăm niște drepturi. În condiții în care spuneți dumneavoastră nici măcar, deci salariul mediu este sub... Salariul mediu în sistemul sanitar este sub salariul mediu pe economie. Deci, ce facem? Păi nu facem nimica, că vom continua cu aceste acțiuni atâta timp cât nu guvernul actual, probabil cel de viitoare, să facă o proiecție bugetară, o propunere bugetară cu care să meargă în Parlament în așa fel încât sănătatea să aibă minim 6%. Media europeană este către 9%. Noi ducem în jos această medie europeană, bineînțeles, cu cei 4,2% anul trecut, 4,2% anul acesta. Ați purtat banderolele albastre și ce ați obținut până la nimic, urmă? Nimic, data viitoare o să le purtăm pe cele galbene sau roșii, am purtat și cele tricolore și tot degeaba. Probabil că nu au impactul suficient, dar sunt necesare și aceste acțiuni pentru a arăta, a demonstra că știm ce se întâmplă și așteptăm din partea guvernului să se remedieze situația și asta se așteaptă de un sfert de secol. Cum zicea colega mea mai înainte, parcă în ultima vreme numai prin proteste se reușește rezolvarea unor probleme. Acum cei de acasă nu le bumbulus ce să înțeleagă. Cei care nu lucrează în sistemul de sănătate, ei văd așa, ori, sau se pot să aibă două variante, ori medicii și cadrele medicale sunt veșnic nemulțumite, ori cei care ne conduc nu știu, oricare ar fi fost și oricare vor veni, nu știm ce se va întâmpla într-adevăr, nu știu să rezolve o problemă. 40 și ceva de mii de oameni, cadre medicale plus aproape 300 de mii, 300 și ceva de mii de asistente, deci de personal mediu, nu cred că dintr-o dată ne-a lovit nebunia. Adică e inadmisibil să se considere, cred că nu suntem noi mulțumiți niciodată. Invităm pe oricine să lucreze pe aceste venituri și să presteze aceleași servicii pe care le face medicina populației. Desigur că nu toată lumea este mulțumită, dar se prestează, se depun eforturi în România în fiecare an, în jur de 140-150 de milioane de servicii medicale la 18 milioane și ceva de asigurați. Aceste lucruri se întâmplă că dintre cele 140 de milioane, să spunem, de servicii, sunt 100 de mii de nemulțumiri. E firesc, dacă ne uităm la proporții, dar majoritatea populației, dacă vă uitați pe sondajele de opinie, sunt mulțumite de serviciile sanitare în măsura în care ele sunt furnizate la nivelul de expectanță pe care România știe că îl poate avea. Nu putem, sigur, dacă discutăm punctual pe problemele spitalului de Arș sau de alte spitale de urgență, desigur că vom găsi disfuncționalități, dar pe ansamblu, România e printre puținele țări unde poți să ai parte de să beneficiezi de un transplant renal, un transplant hepatic sau intervenții chirurgicale de vârf la prețuri sau la costuri, hai să le spunem așa, la costuri foarte mici și permisive pentru oricine. Ceea ce în alte părți e mai greu. Stai pe o listă de așteptare foarte lungă, mult mai lungă, iar costurile sunt de zi până la 10 ori mai mari. Avem un caz, un anunț umanitar cu o fetiță care a fost operată în Franța, 80.000 de euro. Cam acestea sunt costurile. Intervenția. Da. În România sunt de altă natură. E adevărat că România nu își permite să aibă un așa număr ridicat de intervenții de top, dar hai să nu ne uităm doar la medicina ultra-performantă, să ne uităm și la medicina obișnuită, pentru că 80-90% din solicitările oamenilor sunt rezolvabile perfect la nivel ori de asistență primară, ori de ambulator, în cel mai rău caz de spital sau de sistem terțiar, de clinici specializate, centre de referință europene. Avem și noi câteva în România, centre de referință europene. Nu poți să le ai de toate specialitățile, desigur. Dar este o altă discuție privitoare la strategia sistemului sanitar. Banii sunt prea puțini, este evident.
Domnule Bumbuluț, Mihaela, prin telefon avem pe doamna Aurelia Pop, liderul Federației Sanitas de aici, din județul Satu Mare. Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat să intrați în transmisiune directă cu noi și aș vrea să ne spuneți, doamna Pop, care sunt, bineînțeles, noutățile pe care le aveți până la această oră, comparativ cu ceea ce noi deja știm că s-a întâmplat dimineața. Doamna Pop, ne auziți? Da. Deci astăzi noi am declanșat greva generală. Nemulțumirile noastre sunt legate de faptul că nu au fost cuprinse în ordonanța de urgență 20-43 o anumită categorie de personal. Este vorba de personalul PESA, personalul din DSPS, din creșe, din asistență socială. De asemenea, prin aplicarea ordonanței 20 s-au creat anumite inechități care se impune a fi corectate. Și aici mă refer la personalul medico-sanitar din spitalele neclinice, care sunt au salaritare mult mai mică decât în clinic, la asistenții medicali din spitalele clinice și neclinice, cei cu post-liceală, care au salarii mult mai mici decât cei cu studii superioare. Apoi există o stare generală de nemulțumire datorită faptului că la calcularea sporurilor se face tot la salariul din 2009 și ne dorim să se calculeze sporurile la salariul din 2016 după aplicarea ordonanței 20. Doamna Aurelia, vreau să vă spun că am intrat și noi în această seară pe site-ul Ministerului Sănătății. Ei spun că dacă s-ar aproba aceste modificări pe care dumneavoastră le solicitați, ar interveni alte disfuncționalități, alte categorii de personal ar fi discriminate și din nou, bineînțeles, ar urma alte revolte din partea acestora. Acum vreau să comentați strict pe acest lucru. E doar un pretext sau e o realitate? Deci realitatea este cea care am prezentat eu mai înainte, deci există categoria de personal nemulțumită. Dacă s-ar face aceste corecții și aceste amendamente care au fost propuse la legea de aplicare a ordonanței 20 și 43, toată lumea ar fi mulțumită și nu ar fi un efort foarte mare. Noi sperăm că astăzi s-au întrunit în ședință comună Comisiile de Buget și de Muncă din Camera Deputaților pentru a discuta și aviza amendamentele noastre la Ordonanța 20 și 43 și sperăm că mâine, în ședința de plen a Camerei Deputaților, vor avea loc, deci mâine se vor vota aceste amendamente. Dar continuați greva mâine sau nu? Da, greva continuă, da. Doamna Pop, Ministerul Muncii spune că v-a transmis vineri un comunicat prin care vă spune că declanșarea acestui conflict de muncă este ilegal. Acum mi-ar plăcea foarte mult să ne comentați. Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Guvernul vrea să meargă în instanță pentru a dovedi legalitatea sau ilegalitatea, bineînțeles, a acestui act pe care acestui protest. Federația Sanitas a înregistrat conflictul de muncă la Ministerul Muncii, a trimis notificări în județe și noi am notificat toate unitățile sanitare unde se vor declanșa acțiunile de protest și greva generală inclusiv. Dar numai că ei spuneau că atâta vreme cât a fost semnat un contract colectiv de muncă, nu este legal să se facă astfel de acțiuni. Acolo unde avem contractul colectiv de muncă, noi facem grevă de solidaritate cu Federația Sanitas. Da, uitați, eu să vă dau citire așa pe scurt, în două secunde. Solicitările Sanitas care ar duce la majorări salariale pentru anumite categorii de personal încalcă legea responsabilității fiscal-bugetare numărul 69 din 2010 și tot așa acest conflict de muncă s-a făcut fără respectarea procedurilor stabilite de legea privind dialogul social, adică legea cu numărul 62 din 2011. Adică ceea ce solicitați dumneavoastră nu intră sub incidența acestor legi. Și astfel nu puteți să faceți sau n-ați avut dreptul să faceți protest astăzi. Este o problemă care va fi soluționată la nivelul conducerii Federației Sanitas și ne vor comunica și nouă soluția finală. Deci mâine să reluăm, se reiau din nou protestele. Da, se reau acțiunile de protest, da. Actele, urgențele, bineînțeles,
Au fost... Dar bineînțeles, sunt asigurate, au fost asigurate și astăzi. Nu am dorit ca să sufere pacienții, dar trebuie să decerem și noi drepturile și să fim auziți. Vă mulțumim foarte mult, doamna Pop, pentru intervenție. Cu siguranță și zilele următoare vom urmări, cum merg lucrurile și dacă într-adevăr reușiți să obțineți ceea ce vă doriți, măcar acum pe ultima sută de metri. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim mult! Da, revenim la dumneavoastră. Acum vreau să vă întreb, această ripostă din partea Ministerului Sănătății, a Guvernului, a Ministerului Muncii, să luăm așa cele două ministere, cum că ceea ce face sau ceea ce a făcut astăzi Sanitasul nu ar fi legal, noastră, cum îl priviți? Ca tehnicalitate, ca o treabă, trebuia să facă și ei ceva, dar să fim serioși, demersul colegilor noastre este justificat. Nimeni nu se duce de plăcere, cred, la astfel de acțiuni sau nimeni nu stârnește potențial de răspuns din partea populației dacă nu este justificată acțiunea pe care o întreprinde. Că să se invoce, ați invocat și dumneavoastră, sunt de acord, probabil că scriu multe aceste legi, dar suprareglementarea care există în sistem e făcută cu un scop. Adică, desigur, dacă luați lucrurile de acolo, probabil că n-ai voie nici să respiri câteodată, dar n-ai încotro. Și dă și respiră acum și respiră cât poți, ei liberi. Vorbeam despre rezolvarea problemelor și dacă într-adevăr sunt capabili cei care ne conduc să le rezolve. Acum, cu această ordonanță de urgență 20, lumea a privit-o ca un prim pas spre rezolvarea unor inechități, dar vedem că mai rău au făcut. Încă o dată, dacă nu sunt bani, pot să dea oricâte ordonanțe de urgență vor dori. Când au dat, eu nu judec aici reaua sau bună intenție a unora. Când au dat-o, sunt convins că au avut această bună intenție, dar când au ajuns la calcule și-au dat seama că din bugetul care există alocat pentru acest an, este imposibil să se acopere în întregime ceea ce doresc sau ceea ce e justificat să ceară colegii noștri. Domnul doctor, noastre. În asistența primară, cu cât a crescut finanțarea? A fost o rectificare bugetară de 72,3 cred că de milioane de lei, care a dus la o creștere a punctului destul de mică, dar care a adus oarecare alinare în asistența primară. Drept dovadă că n-au mai existat în ultimele 2-3 luni mișcări ample. Dar această nemulțumire care mocnește și care din când în când mai răbufnește, cel puțin în discuțiile noastre interne, dacă nu va avea rezolvare pe buget de anul viitor, ceea ce ați văzut acum în spitale se va amplifica și în asistența medicală primară, sau nu că se va răspândi sau se va amplifica, ci va fi cuplată cu această acțiune din spitale, pentru că și răbdarea colegilor mei din asistența primară are o limită. Calculele care s-au tot făcut, nu contest că din partea casei nu au fost făcute cu bună credință, dar dacă nu vor avea acoperire în întregime valorile punctelor din regularizare și din ce se va calcula pentru trimestrul 4, care va intra, bineînțeles, ca și calcul în anul viitor, dacă nu se va realiza o justificare corectă a ceea ce se întâmplă și s-a decontat în asistența primară, reacțiile nu vor fi controlate, nu vor putea fi controlate. Nu vom putea avea sub control acest val de nemulțumiri, care acum este ținut oarecum sub. Sunt colegi ai dumneavoastră care spun că statul dă cu o mână și ia cu două. Și cam asta ar fi și totdeauna în sănătate. Totdeauna statul a dat. Nu. Dar și ce s-a întâmplat altfel acum în sănătate? Vis-a-vis de disfuncționalitățile care au apărut în sistem, vis-a-vis de toate zilele altceva, în care sistemul l-a picat altceva, și da. Nu s-a putut valida... Eu am dubii că a fost intenționat ceva în treaba asta. Eu cred că a fost pură prostie românească, îmi cer scuze pentru afirmația asta, mi-a scăpat. A fost pur și simplu o întâmplare de la noi din țară, care a dus la ceea ce noi atrăgeam atenția încă din luna februarie-martie acestui an, în care soliciteam casei, vorbesc de negociere care a avut loc pentru normele la acest an, în care spuneam că ce se va întâmpla dacă va pica sistemul mai mult de 72 de ore. Și ni s-a spus că așa ceva este imposibil să se întâmple. Și am trăit pe viu, a trăit poporul ăsta pe viu, în urmă cu 2 săptămâni,
acest eveniment. Da, dacă tot ați pomenit, mi-ar plăcea ca înainte să dezvoltăm subiectul, să vă invit și pe dumneavoastră și pe cei de acasă să vedem un material, după care revenim. Începutul lunii octombrie a adus din nou nervi și ore întregi de așteptări la cabinetele medicale din România, deoarece sistemul electronic aferent cardurilor de sănătate nu a funcționat. Medicii spun că activitatea le este dată peste cap de disfuncționalitățile din acest sistem și se tem că ar putea plăti din propriul buzunar rețetele date fără înregistrare în sistemul electronic. Organizațiile profesionale reprezentative ale medicilor de familie din România acuză Casa Națională de Asigurări de Sănătate de lipsă totală de transparență și irresponsabilitate în asigurarea sănătății pacienților prin proasta gestionare a platformei informatice a asigurărilor de sănătate. Societatea Națională de Medicină a Familiei, cât și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie solicită demiterea celor responsabili, cercetarea modului în care a fost conceput și achiziționat sistemul informatic, pedepsirea vinovaților și găsirea unei soluții de urgență pentru funcționarea sistemului de sănătate la parametri optimi. În același timp, reprezentanții medicilor de familie enumeră atribuțiile care revin Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conform legii sănătății, dar și faptul că aceste prevederi sunt încălcate în acest moment. Aceștia spun că în contractul cadru există nenumărate obligații și sancțiuni în ceea ce îi privesc pe furnizorii de servicii medicale, spre deosebire de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru care nu au fost prevăzute nici obligații și nici sancțiuni în privința nefuncționării sistemelor informatice. Premierul Dacian Cioloș a declarat la începutul lunii octombrie că sistemul informatic care stă la baza cardului de sănătate nu are deocamdată asigurată mentenanță, dar că acest lucru se va rezolva întrucât există un contract în pregătire. Primul ministru recunoaște totodată că problemele pot să vină și datorită modului cum a fost construit acest sistem. Problema de acolo este datorată faptului că nu există un contract de mentenanță. În 2015 a fost lansată o licitație pentru un contract de mentenanță la care nu s-a prezentat nimeni. Anul acesta această licitație a fost relansată. Există un contract în pregătire, a fost o firmă câștigătoare, dar au fost contestații între timp. Contractul urmează să fie semnat, a declarat Dacian Cioloș. Raportul care indică cine și cum a greșit pe parcursul celor 8 ani de la demararea proiectului a rămas fără urmări. După o serie lungă de amânări ale punerii în funcționare, sistemul a fost inaugurat pe 4 mai 2014 și s-a blocat în aceeași zi. Sistemul cardului de sănătate a costat aproape 20 de milioane de euro, iar de la lansarea lui de acum un an s-a blocat în repetate rânduri. Da, într-adevăr ne confruntăm cu această problemă încă din 2014, din mai, atunci când acest sistem a fost implementat. Domnule Bumbuluț, încă de atunci am fost la dumneavoastră la cabinet, am discutat, ați fost de nenumărate ore aici la noi în platou, ca să ne trezim. Pas cu pas. Ceea ce spuneam că se va întâmpla, s-a întâmplat. Nu cred că este ceva ce v-am spus atunci, cu blocarea, cu timpii de așteptare, să nu se fi întâmplat. Ideea e că am resimțit toate aceste lucruri abia acum în luna octombrie, când a durat un pic mai mult până se rezolve o problemă. Mai mult de cele 72. Mai multe zile a stat sistemul blocat. Cum v-ați desfășurat activitatea în toată această perioadă? Am mers pe offline, deci am dat rețete. Acum, sigur că e greu de spus la farmacii dacă s-a putut respecta în toate farmaciile condiția eliberării rețetelor offline. Pentru că până la urmă întrebarea care a spus-o, sigur, dramatic și real până la un punct, ce se va întâmpla cu aceste rețete? Ele vor fi decontate, dar ce se vor întâmpla cu serviciile care au fost date? Cum se vor valida? Sigur că s-au validat, le-am reușit. Problema, știți, care a fost că a fost impusă acea limită de timp de 72 de ore, de 3 zile lucrătoare. Inițial a fost doar la de 72 de... Deci n-a fost așa cum este acum, pentru că noi am cerut în primăvară să fie prelungit acest termen. Acest termen s-a prelungit cu 72 de ore, de 3 zile lucrătoare. Pentru că era riscul, noi ne gândeam atunci de vineri până luni să nu putem valida. E, dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat mai mult de 3 zile, deci a durat 4-5 zile cu vari, să spunem, momente în care s-a mai dat drumul din loc în loc, de noaptea puteai să mai validezi niște servicii și niște rețete. La un moment dat erau zeci, sute de rețete pe fiecare medic care nu fusese urcate în sistem. Nu mai spun de sutele de servicii care nu erau validate. Validat în sensul că noi, știți, suntem plătiți în asistența primară parțial pe plata per capita, deci fiecare pacient reprezintă o sumă de bani pe an, să nu credeți că e foarte mare,
și pe serviciu medical, care la fel nu înseamnă foarte mult, e în jur de 10 lei brut pe fiecare serviciu. Ne mai comentând faptul că aceste sume sunt total derizorii, dar asta e secundar, dar nici aceste sume derizorii, să le spunem, cumulate, nu au putut să fie garantate, ca să spun așa, că le vom primi. Acum, eu, de exemplu, mai am, nu știu cum e, care e situația la colegii mei, mai am vreo 3 sau 4 servicii, deci am reușit, pentru că eu să lucrez într-o societate civilă medicală și, practic, programul, raportările se pot face, dar gândiți-vă la cei care au 5 ore de cabinet și 2 ore de teren. Totuși, la un moment dat, trebuie să te duci acasă, că la un moment dat s-ar putea să te duci și să nu mai ai familie, ca să citez un politician celebru din România. Te duci acasă, nu știi ce găsești. Adică nu putem pretinde ca noi nopțile sau în afara programului de lucru să stăm și să validăm, să exportăm datele, stăm cu calculatoarele deschise, cu certificatul electronic, cu semnătura electronică, cu conexiune la internet permanentă, să raportăm, să fim atenți, să din când în când să mai dăm câte o accept de urcare în sistem, nu este admisibil. Dar lucrurile puteau fi evitate dacă nu se introduceau aceste termene, ca să zic, aproape ultimativ. Adică care dacă temeiul nu în care, în baza căruia s-a fost, dat? Temeiul a fost că imposibil să se strice sistemul și sigur voi vreți să faceți ceva pe acolo. Pe, cam mai implicit, sigur nu s-a declarat asta niciodată. Dar, dar vedem că domnul premier spune, sau recunoaște puțin, recunoaște într-un fel că nu este mentenanță, dar în același timp recunoaște și că acel raport s-a făcut un raport la început să se vadă dacă într-adevăr totul este bine, totul este pe picioare, se poate începe. Raportul acela a scos în evidență unele probleme, da. Iar pentru acele probleme nimeni nu a fost tras la răspundere, deci a rămas așa undeva parcă în aer. Nu s-a făcut simulare, să știți, pe introducerea cardului. Am spus-o atunci, la conferința de presă de lansare. S-a spus că nu e nevoie, că s-a testat 10.000 de apelări de trimitere de date pe secundă, că totul funcționează ireproșabil în acești 2 ani. Vi s-a părut că a funcționat ireproșabil? Adică nouă nu ni s-a părut, dar poate că există oameni care au observat că funcționează ireproșabil. Nu cred că există persoane care să fi mers în această perioadă. Să nu fi pățit măcar o dată că nu merge cardul, că nu poate să fie liberată rețeta, că nu poate să fie introdus consultație și așa mai departe. Sigur s-a întâmplat cel puțin unul din aceste evenimente. De multe ori s-a întâmplat la mulți cu toate aceste evenimente. Aș vrea să fac doar o scurtă paranteză. Un telespectator, mă gândesc o telespectatoare, ne întoarce puțin la subiectul anterior și mi-a scris un SMS, mi-ar plăcea foarte mult să-i dau citire. Doamna spune felul următor: bună seara, aș avea și eu o întrebare. De ce fac grevă? Că nu le ajunge salariul? Dar le face ce o primesc de la pacienții bolnavi. Este de 2 ori cât salariul. Știți de ce? Când am fost internată la spital și m-au chinuit 2 zile ca să nasc, urlam de durere și până nu le-am dat bani la fiecare asistentă, infirmieră, nici nu mi-au dat un par cu apă. Știți cum vorbesc asistentele: dacă ești sărac și neajutorat, își bat joc de oameni. Vă mulțumesc, Maria. Da, am considerat necesar. Și trebuie să răspund la asta? Sau? Nu neapărat, putea comenta dacă vreți puțin. Cum nu, eu sunt convins că evenimentul respectiv probabil l-a trăit în deplină dramă acea persoană, dar eu aș fi curios și celelalte milioane, zeci, sute, sute și ceva de milioane de intervenții din România, de intervenții chirurgicale, de intervenții medicale, de servicii medicale, dacă s-au finalizat toate așa, că dacă ar fi așa, deci dacă toate ar fi urmat cum am reținut exact de 2 ori, poate de 10 ori, poate de 100 de ori mai mulți bani decât cei primiți prin salarii, mă întreb ce caută acești oameni în stradă. Acum să gândim, să stăm un pic, că suntem ardeleni și să ne gândim logic. Dacă așa ar fi ubicuitar, deci peste tot, la toată lumea, inclusiv la mine, credeți că mi-aș mai pierde eu timpul? Mai bine mă duc să lucrez, să mai iau acei bani, nu, care spune doamna, că se dau la medici. Ce rost are să vin eu aici și să mă plâng? Nu dumneavoastră, nici nu mă plâng. Să relatez aceste lucruri. Și ce rost au cei peste 70.000 de oameni care au ieșit astăzi la grevă? Dacă acei 70.000 de oameni
Iau de două ori, nu? Sau de cinci ori. De două ori, zice doamna Sălare. Dar de unde știe dânsa dacă a dat? Acum poate că e de 100 de ori. Eu zic că e de 100 de ori. Eu mă duc puțin mai jos, domnule Bumbuluț. Doamna spune, știți cum vorbesc asistentele dacă ești sărac și neajutorat? Nu știu, eu știu cum vorbesc asistentele mele și cum vorbesc eu. Și știu cum vorbesc majoritatea colegilor. Poate că ați trăit și dumneavoastră, ați fost prin spital și sunteți tânăr, nu vă doresc. Dar veți ajunge la un moment dat, pentru că de medic și de preot nu scapă nimeni. Și veți vedea, veți trăi pe propria piele experiența asta. Nu contest că nu există uscături, dar eu cunosc foarte mulți oameni și colegi de-ai mei, oameni, vedeți, mi-am spus oameni, doctori, hai să le spunem, și asistente care lucrează ireproșabil. Aceștia niciodată nu sunt scoși în evidență, că nici e ceva normal, dar totdeauna sunt scoase în evidență aceste situații. Acum când ajunge cineva să nască și eu într-o situație... Cu atât mai mult trebuie să aibă parte de o vorbă bună. O vorbă bună și dar nu cred că a fost singura care a născut. Nu uiți ușor, adică... Așa este. Probabil și sensibilitatea este alta și percepția este alta. Eu cunosc mulți obstetricieni ginecologi din satul mare și am văzut că mulți dintre ei au apărut și în ziarul dumneavoastră felicitați de ziua lor sau pentru activitatea lor. Poate că ar trebui mai mult să insistăm asupra acestor aspecte pozitive și, desigur, cele negative să le combatem. Dar, repet, dacă așa este și toți doctorii sunt atât de corupți și toate asistentele nu fac nimic fără bani, ce caută ei acum acolo, în stradă? Da, aș reveni puțin la sistemul informatic. Societatea Națională de Medicilor de Familie a realizat inclusiv un chestionar pe marginea celor întâmplate în respectivele zile de octombrie. Da. Ce rezultate știți dumneavoastră? Ce anume ați întrebat? Acest chestionar a fost anexat la documentul care a fost înaintat atunci și guvernului. Doriți cifre? Le putem furniza. Adevărul este că aproape 100% din colegi au constatat aceste lucruri. Mă întreb, e vreo 2% care n-au avut parte. Ce s-a întâmplat? Dar asta este alt palier al discuției. Eu cred că au fost și multe răspunsuri date așa, demonstrativ, ca să spun, da, cum, dar nu este nicio problemă în sistem. Dar știți ceva de vreo problemă? Cam la modul acesta ironic, pentru că nu cred că a fost vreunul din colegii mei care să nu fi avut probleme. A căzut sistemul mai mult de 3 zile. Este recunoscut, din acest motiv s-a și inițiat acea modificare a hotărârii de guvern, a normelor pe anul acesta, pentru situațiile în care sistemul nu funcționează mai mult de 3 zile, să poată să fie găsită o soluție legală de urcare în sistem a rețetelor, a consultațiilor, validarea serviciilor, a concediilor, a biletelor de trimitere, a tot ceea ce se întâmplă, de fapt, în asistența primară. În perioada respectivă, apropo de întreruperea sistemului, luam pulsul și sunam eu. Așa. Funcționează, și-a revenit, nu și-a revenit, nu funcționează. În cele din urmă, pentru că toată situația s-a prelungit pe parcursul mai multor zile, deci ajungeau domnii doctor să îmi trimită mesaj. Încă tot nu merge, încă tot e picat. Da, pentru că a fost picat. O așteptare. Încă suntem așa mai cu toate. Atât de mult nu s-a mai întâmplat. A fost o defecțiune tehnică, înțeleg. Nu înțeleg de ce n-au fost sisteme redundante. Pacienții au revenit pentru că până la urmă dai offline cât dai offline, dar poate că, adică nu, casa știe. S-au blocat cardurile. Pentru că dacă nu merge un server, cad și celelalte, pentru că intră o buclă de comunicare. E o chestie tehnică, nu cred că poporul este foarte interesat. Chestia este că nu merge un sistem, e posibil să nu meargă nici celelalte din cauza acestor vicii de comunicare. Conexiunea internet e foarte bună, dar serverele acestea probabil trebuiau altfel concepute. Nu, eu sunt medic, vă rog să mă scuzați. Atâtea idei am văzut și atâtea soluții care ar fi, tot nu funcționează sistemul. S-a cerut demiterea celor responsabili. Da, se va rezolva parțial. Vor fi găsiți vinovați că nu știu ce n-au făcut, că n-au dat la timp, că n-au revizuit. Nu e treaba medicilor. Noi am cerut, lămuriți, vă rog, problema. Și acum s-a ajuns la o pierdere totală a răbdării, pentru că în ciuda tot ce a semnalat și răspunsul totdeauna a fost nu, voi vreți ceva, voi faceți ceva, voi nu funcționa, vă aduceți aminte, băgați de prea multe ori cardurile la începutul anului. De atâtea le-am băgat și acum ne-au ieșit ochii din cap. Nu așa se răspunde. Dacă este o problemă cu ceva, trebuie să se spună clar.
Dar se întâmplă oriunde, încercăm să remediem cât de repede, încercăm să facem acel contract care din august anul trecut nu funcționează. Da? De când a dat faliment acea firmă care nu știu cum a câștigat, dacă a dat faliment, dar nu contează. Așa cum au câștigat și alte firme care au dat faliment și la drumuri, și la importul de vaccinuri, și la importul de medicamente și așa mai departe. Dar asta e alt subiect și divaghez și nu e corect. Deci, revenind, sistemul acesta informatic nu a fost conceput corect și nu a costat 20 de milioane, a costat doar modulul acesta 20 de milioane per ansamblu, a costat peste 110 milioane de euro în decursul ultimelor 10, 12 ani, 15 ani. Din 99-2000 a fost o licitație pe informatizare. Bine, și au fost module adăugate. Cum e numit sistemul informatic unic, integrat. Exact, nu trebuie să reamintesc că deja știți. A avut câte obiecțiuni făcute de dumneavoastră, o listă întreagă. Am avut și s-au remediat o mare parte dintre ele, dar nu pot să răspunzi la aceste obiecții sau la aceste notificări, cum să le spun, semnale, cu nu este adevărat. Dar mie personal mi s-a întâmplat și am renunțat atunci să mai comunic la acel nivel. Pentru că am spus, atenție, persoanele cu invaliditate nu sunt egale cu persoanele cu handicap, adică egalitate din punct de vedere al categoriei. Nu păstrați, pentru că acum încarc o rețetă a unei persoane care are pensie de invaliditate, pensia de boală așa cunoscută, și mie mi se încarcă că e handicapat. Și eu trebuie să fiu atent în permanență și la acest lucru. Deja m-am învățat, o să mă mir când nu vă mai funcționa în stilul acesta. Dar e doar un exemplu mărunt, poate, și pentru dumneavoastră. Și acum vor să dezvoltă și programul dosarului este electronic. Este dezvoltat, dosarul electronic este funcționabil și se putea cere și până acum. Este o discuție întreagă, este de fapt o justificare a banilor care au fost consumați de la Uniunea Europeană. S-a pierdut până la urmă ceva sau nu s-a pierdut? Pierdut în ce sens? În sens, din punct de vedere financiar, a serviciilor, a ceea ce ați făcut și nu vi s-a plătit. Vorbiți acum nu de dosar electronic, care e altceva. Nu, vorbesc de toate aceste... O să vedem acum, când vom face raportările pe luna precedentă. Acum va ieși la iveală. Eu cred totuși că au luat măsurile acelea de validare, deci e dovadă că nu era imposibil de acceptat, de neacceptat o prelungire a termenului. Asta a realizat în final prin această modificare de lege, prin care s-au permis acele validări și după cele 72 de ore, care erau ilegale până atunci. Nu puteai să urci în sistem după 72 ore. Rețetele se pot urca după 30 de zile, dar serviciile nu. Și asta a fost una din probleme, pentru că se fac în România, numai în asistența primară, în jur de 60 de milioane de consultații. 111 milioane de servicii medicale în asistența primară. Deci cele 60 de milioane de servicii pentru fiecare consultație, alea se împart pe un an. Calculați cam câte merg pe o zi. Păi colegii dumneavoastră spun că prin aceste întreruperi Casa Națională de Asigurări de Sănătate a făcut nu știm încă, încă o dată. Economii la buget acum. Nu vreau să acuz înainte. Acum se speculează tot felul de speculație. Să vedem situații, dacă se va întâmpla într-adevăr acest lucru, o să vedeți reacția organizațiilor nu reprezentative, singure organizații naționale, să fim serioși, nu mai există altele. Bune, rele, așa cum sunt ele funcționează, oricum funcționează mai eficient decât multe societăți profesionale din România, ale medicilor. E o dovadă a unității, într-adevăr, suntem și mulți, suntem o treime din medici, din medicii din ați România. Ați cerut demiterea celor responsabili. Acum ne-ați spus mai înainte că acești oameni se caută oamenii responsabili. Dumneavoastră știți care sunt, nu cu nume și prenume, bineînțeles. Nu este etic ca eu acum să emit supoziții despre oamenii pe care îi bănuiesc. Sunt câțiva cu care am discutat în decursul timpului și m-am lămurit că nu-i cu cine. Bănuiesc că acești oameni vor suporta consecințele. Nu vreau să văd pe nimeni la închisoare, Doamne ferește, că probabil nu a fost intenționat. Dar există tot felul de posibilități legale să fie trași la răspundere, de ordin administrativ, financiar, cum o fi. Nu e meseria mea, nu e treaba mea să constat o nelegalitate, că ilegalitate trebuie demonstrată în justiție, dar să constat anumite abateri pe care le-ați trăit sau rudele dumneavoastră, că nu dumneavoastră direct. A fost real. Nimeni n-a mințit. N-am niciun interes ca eu ca medic să spun că nu merge ceva, când interesul meu este să iau acei 10 lei brut de la fiecare consultație care mi-intră. Nu e de la toate, pentru că numai 20 pot pe zi, dar în fine, intră și că și în capitație.
lucrurile nu stau așa de rău cum crede lumea, nici așa de rău cum trăim dramatic uneori, dar în niciun caz nu stau bine. Adică lucrurile trebuie așezate la locul lor și acest lucru se poate întâmpla dacă se analizează, se face auditare, cum s-a derulat activitatea respectivă, care este cifra reală a consultațiilor noastre. Reală vorbesc nu din punctul nostru de vedere, reală în sensul ca ei să înțeleagă că numărul de servicii este imens în România. Este undeva între 4 și 6 consultații pe fiecare cetățean român pe an. E mult comparativ cu restul țărilor? Nu, media Europa. Sunt unele țări care au 6, alte țări au 2 consultații medie. Depinde de cum este conceput sistemul lor sanitar. Dacă predomină ca plata per servicii, plata per capita, e normal că într-o țară unde există predominanța plății per servicii să existe multe servicii, că atunci îl chem la control și lumea este fericită, îl vezi de 3 ori, 4 ori pentru aceeași problemă. Dar asta este o altă discuție, cum este plătit. Media europeană este undeva în jur de 3-4. La noi este între 4 și 6 ori pe an. Domnule Bumbuleț, cum vedeți sau cum apreciați comunicarea dintre medici și Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Și totodată mi-ar plăcea să ne răspundeți și la întrebarea câte dintre doleanțele dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră au fost rezolvate de către Casa Națională? Sunt într-o situație oarecum dificilă, pentru că eu am făcut parte din echipa de negociere a Colegiului Medicilor pentru contractul cadru. Nu este directa mea responsabilitate. Un alt coleg al meu din birou executiv se ocupă de relația, este statutară această atribuire de sarcini. Normal că asist și ajut și eu cât pot, la fel ca și ceilalți membri ai delegației. Când am fost la negocieri, noi am prezentat în detaliu toate aceste doleanțe ale noastre, discuțiile se desfășoară pe parcursul 3-4 ore, o singură dată, e greu să vă rezum, dar desigur avem procesele verbale care rezumă rezumatul. Dar pot să intru în detaliu la fiecare punct. Nu știu în ce măsură ar interesa, probabil pe colegii mei da, dar populația generală sunt convins că n-ar înțelege foarte multe din aceste detalii doar din tehnic. De câte ori... Dar se arată aceștia deschiși, cei de la casă? Întotdeauna se notează și spun nu se poate, nu se poate, acest lucru nu este permis de, legislația în vigoare nu permite, acesta este o problemă de contract cadru, nu este o problemă de norme de aplicare când este vorba de contract. Nu, de ce nu ne-a spus prima dată la norme? Când veni la norme, de ce nu ne-a spus prima dată la contract? Adică eu tot mută dintr-o parte în alta. Nu cred că o fac intenționat. Cred că e și destul de greu să periez de atâtea ori prevederile acelea legale. V-am dat un exemplu mai înainte, cel cu 72 de ore. Am spus, de ce 72? De ce nu 82,5? Care este motivația? Nu trebuie să, trebuie să impunem o limită. Până unde? Nu? Până aici, ca în bancă. Până aici s-a pus. Poate că era mai bine să se pună 30 sau să se scoată cu totul, pentru că dacă la rețetă mi este permis pe același pacient să urc în 30 de zile o rețetă, de ce nu mi este permis să urc și serviciul ăla în 30 de zile? Eu n-am înțeles, dar sigur există o explicație. În alte țări nu există acest sistem de validare. Nu, numai la noi este atât de încorsetat. Și cum își raportează serviciile? Sau? Se raportează când există posibilitatea în sistem. Nu se raportează online, deci pe instantaneu. Nici la noi, hai să nu exagerez. Eu lucrez online tot timpul, dar sigur că sunt colegi care n-au acces la țară, nu totdeauna este accesul la internet și curent câteodată. Se mai întâmplă să pui după sau serviciile la domiciliu. Nu le poți duce acasă la om, nici eu nu pot să mă duc cu, chiar dacă sunt în oraș, nu pot să mă duc cu laptopul și cu cititorul de card, ci cu imprimanta pentru rețete, imprimanta specială pentru trimiteri. Nu pot să le fac. Dumneavoastră, că mă chemați la domiciliu, mă vedeți cu portbagaj să vă aduc sistemele informatice ca să justific la ora aia. Nu, și ca să înțelege aceste lucruri. Dar desigur că este o limită de raportare. În alte țări nu există aceste raportări. În alte țări nu există raportări electronice. Ce mai aveți de perfectat acum pe ultimele 2 luni din an? Perfectat în ceea ce privește, nu mai există nimic de perfectat, pentru că normele sunt publicate în monitor oficial, a suferit o modificare acum acea legată de cele 72 de ore în situația în care nu se pot acoperi din motive tehnice, dar în rest se aplică normele și contractul cadru care este în vigoare cel puțin legal până la 31 decembrie acest an.
vom intra în discuții pentru normele viitoare, pentru că bugetul, care nu-l știm, dumneavoastră poate știți mai multe, dar din câte știu eu nu există niciun fel de buget pentru România pentru 2017. Dacă mă înșel, îmi cer iertare, nu sunt politician. Deocamdată știm numai de rectificarea bugetară. Nu, mai e altceva rectificare. Alea se fac din excedente, din ce există, din și progresul că va asigura economic. Până la... Sigur, au fost, v-am spus, au fost făcute, într-adevăr, o rectificare insuficientă, pentru că, după calculele noastre, trebuiau aproape în jur de 200 de milioane de lei noi, ca să se poată realiza o rectificare adecvată la cât s-a solicitat și la cât considerăm noi că este normal să se întâmple, pornind de la nivelul de cheltuieli al cabinetului, ținând cont de, bine, acum mi-a venit doamna în minte ce n-aș da, deci de două ori să fie salariul sau venitul. Deci eu trebuie să pornesc de la un calcul. E supărată, da, nu e supărată pe noi. Vreo asistentă sau nu știu cât a dat dânsa la medicul de familie, dar eu vă spun așa, din sumele care vin de la casă, eu trebuie să acopăr funcționarea cabinetului, plățile, salariile, tot ceea ce decurge ca impozit, inclusiv pentru mine și pentru angajații mei, și trebuie să și trăiesc din ceva. Domnule Bumbulăț, unii medici spun că au început din nou controlele la cabinete. Tot timpul sunt controle la cabinete. Acum, în măsura în care nu sunt abuzive, și eu mă îndoiesc în județul Satu Mare să fac controle abuzive. Dacă se întâmplă acest lucru, eu rog colegii să ne semnaleze imediat acest lucru. Dar nu s-a mai întâmplat, să nu credeți că la mine se descarcă, eu sunt ca, deja sunt ca și Sfântul Părinte și dau indulgențe. Deci, revenind și trecând peste lumea proastă, să știți că într-adevăr, dacă este ceva, pe mine mă anunță și îmi spun, uite ce am pățit, cu mult sau puțin curaj. Și spun, haide la casă, nu am curaj, las că mă duc eu și întreb. Nu cred că ei sunt mânați de rele intenții, cu atât mai puțin în județul nostru. Relația noastră cu casa a trecut prin suișuri și coborâșuri, vă aduc aminte, începând cu anii 2000, 2001, 2002, culminând cu 2002, de atunci, Casa de Asigurări, indiferent cine a fost la conducere, a avut, începând cu acele momente, o prudență, ci bine, o mai mare considerație față de ceea ce înseamnă profesia medicală, cel puțin în județul Satu Mare. Suntem pe final, mai avem decât câteva și secunde. Și n-am discutat nimic, iar se va spune că am vorbit fără să spun nimic. Mi-ar plăcea să tragem oricum o concluzie. Acum ne-a spus că problemele tind a se rezolva, vom vedea în ce măsură, însă ar plăcea foarte mult anarhie, să ne spuneți, sigur, cum anume vă explicați dumneavoastră ca un sistem care a costat nu 20 de milioane, cum am văzut acest modul a costat oficiale, ci nu, mai și mult acestea 100, sunt oficiale, sunt fiecare mai mult modul 100 a costat de milioane pe parcursul atâtor ani, să nu aibă acum un sistem de sau cine, o firmă, să fie o firmă care să întrețină. Doar această parte a sistemului, vorba de piață, de carduri, dar acolo nu există mentenanță. În celelalte, știți, fie cele patru bucăți ale acestui sistem informatic, în decursul anilor, au fost dezvoltate pe rând cu diferite surse financiare, de la buget, de la Uniunea Europeană, și au fost licitate și câștigate de, în general, de acea firmă, care nu vreau să-i pronunț numele, care a subcontractat altor firme, altor firme de informatică. Unii au mai dat faliment, unele s-au mai întremat, altele, unii au intrat la închisoare dintre ei, unii au făcut înțelegeri. Știți, ca în România, ca la construcția autostradă. Eu vă întreb, cum de nu avem și noi autostradă după ce a fost atâtea licitații, începând cu acea firmă care, iarăși, nu pot să-i spun numele, terminând cu alte firme care tot nu pot să le spun numele, dar o să le spunem dumneavoastră. Avem pot, domnul doctor. Aici, în Satu Mare? Da, s-a reparat podul. S-a reparat. Acum am văzut că au decapat din nou un sfert din el, că nu s-a turnat bine. Noi tot îl așteptăm pe al treilea. Sau tot întrebăm cum nu funcționează un sistem informatic când avem asfalt bun pe străzi și s-a surpat autostrada de la Orăștie la Sebeș sau de unde. Domnule Bumbuluț, Mihaela, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la audiență în direct. Vă așteptăm cu vești mai bune. Zicem, totdeauna am vești bune, m-ați observat. De altă dată. Vă mulțumim tare mult. Cer. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi în fața televizoarelor. Ne întâlnim miercuri tot aici la audiență în direct. Sunt Sergiu Podine și nu uitați, doar aici la Informația TV se poate spune adevărul. Toate cele bune!